31 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în județul Mehedinți și alte două persoane au decedat. Tot mai mulți oameni își pierd viața în lupta cu coronavirus. De la începutul pandemiei și până în prezent 147 de mehedințeni infectați cu SARS-CoV-2 au decedat rata incidenței cumulative de COVID-19 în Mehedinți este de 2,85 la 1000 de locuitori. Cea mai mare incidență din județ este în localitatea Strehaia, unde rata de infectare este de 5,79 la 1000 de locuitori, iar apoi este urmată de municipiul Drobeta-Turnu Severin cu 5,01. Totodată, în ultimele 24 de ore, 31 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 și încă două persoane infectate cu COVID-19 au decedat. 21 de localități din județul Mehedinți au rata de infectare peste 1,5 la 1.000 de locuitori. Cele mai afectate sunt Strehaia 5,79, Drobeta Turnu Severin 5,01, Grozești 4,05, Orșova 3,38, Devesel 3,23 și Mian 3,16.